și bine ați revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Sunt Alexandra și astăzi am pentru voi un unboxing cu produse de la Farmec, dar nu oricare produse Farmec, pentru că știți că acum ceva vreme eu am mai făcut o comandă la ei și v-am rugat în clipul respectiv să-mi scrieți în comentarii dacă aveți recomandări de produse de la ei. Și am primit acolo destul de multe, am selectat o parte din ele și mi le-am comandat. Aici sunt, abia aștept să vi le arăt și vouă, abia aștept să filmez și eu într-un final acest unboxing și după aceea să pot să încep să folosesc produsele pe care le-am comandat, pentru că evident m-ați făcut foarte curioase în privința lor. Dacă nu ați văzut celălalt clip, eu am să vă las un card pe aici pe sus să mergeți să îl vedeți, dar evident mai întâi stați aici ca să vedem ce avem în cutiuță. Și încă o mică rectificare pe care am făcut-o și, nu rectificare, o, așa, o chestie pe care voi să o țineți minte. Același lucru l-am repetat și în clipul pe care l-ați văzut acum ceva zile în urmă, când era vorba de unboxing-ul de la Sinsay. Și apropo de unboxing-ul de la Sinsay, vedeți aici display-ul meu de pernuțe comandate de la ei. Dacă n-ați văzut clipul acela, vă invit să o faceți. La fel, găsiți un card pe aici pe sus. Eu comand aceste produse de aici din Danemarca pe site-urile din România. Coletele ajung la mama mea acasă și mama mi le trimite cu proxima ocazie. Așadar, așa s-a întâmplat și cu colețelul de astăzi. Și să nu mai pierdem vremea, haideți să începem să îl desfacem și să vedem despre ce este vorba aici. Ca să iau un pic și facturica, da? Comanda totală a fost de 98,69 de lei, iar pentru fiecare produs în parte am să vă afișez prețul pe ecran, pentru că aici în factură prețul e scris separat, adică avem prețul unitar fără TVA și TVA-ul separat, și asta însemna că va trebui să stau să fac un pic de matematică la fiecare produs în parte. Și nu cred că vreau să-mi pierd timpul cu acest detaliu, pentru că sunt mult prea multe cifre pe acolo. Așadar, primul produs recomandat de voi și cumpărat de mine la această comandă Farmec este Nufăr Scos Pete. Ideal pentru mașina de spălat rufe, pentru că cine nu are copii nu știe ce înseamnă să ai haine cu pete. Chiar dacă ai mei copii, nu pot să spun că murdăresc ei prea tare hainele, dar se întâmplă, asta este, ni se mai întâmplă și nouă adulților, așa că am ales să cumpăr acest produs la recomandarea voastră și hai să vedem ce scrie pe el, da? Pentru țesături albe și colorate, fără clor, ideal pentru mașina de spălată rufe, pentru o mai bună curățare a rufelor, adăugați Nufăr Scos Pete. Ceea ce e foarte bine, nu cred că am observat acest detaliu atunci când am comandat produsul. Mă refer la faptul că poate fi folosit direct în mașina de spălat. Și zice aici așa, țesături albe sau colorate, covoare și tapiserii, canapele, saltele și draperii, elimină petele de alimente, în paranteză, ulei, untură, fructe, ketchup, I know, copiii mei iubesc ketchup-ul la nebunie. Toate că nu-l consumă într-un mod excesiv. Vin roșu, legume, ciocolată și iubitorul ciocolată avem prin casă, ceai, cafea, lapte, motorină, vaselină, machiaj. Uite aici, da, e ok cu faza cu machiajul, pentru că să știți că am reușit de-a lungul timpului să împătesc câteva haine cu fond de ten. Nu știu cum am făcut, dar am făcut-o. Mă refer nu la faptul că mi se murdărește aici gen gulerul, că n-am blenduiesc fondul de ten așa până mai în jos, am haine care sunt ceva mai pe gât, o geacă, o ceva, ci mă refer la faptul că mi se întâmplă ca de multe ori efectiv să găsesc câte o picătură așa cursă de fond de ten, fie pe pantaloni, fie pe bluză. Și abia aștept să văd cât de bine o să funcționeze acest produs. Sânge, transpirație, pix, cerneală, carioca. Băiatul meu cel mare este la școală, dar din fericire îi scriu la școală cu creionul. Nu, nici de cum cu pixul sau cu stilouri cu cerneală. Mai are și carioci, dar mai degrabă folosește creioane colorate. Da, zice că se agită foarte bine produsul înainte de utilizare. Mă rog, pentru mine toate aceste informații sunt noi și ca să vi le pot spune, trebuie să le citesc efectiv de pe ambalaj.
pentru cele care nu-l cunoașteți, dar pentru fetele care cunoașteți acest produs, vreau să-mi spuneți în comentarii care a fost experiența voastră cu produsul ăsta și efectiv ce ați reușit, ce rezultate bune ați obținut cu el. Mai departe, al doilea produs recomandat de voi este vorba de Triumph Ultra Activ, bucătărie suprafețe multiple. Nu mai aveam în casă niciun fel de spray pentru bucătărie, am avut de la Mr. Muscle, Mr. Musculo, mă rog cum se mai spune. Era un produs pe care mi-l trimisese fratele meu din Anglia, după care am mai avut ceva de la ce a fost acel produs? Nu mi-aduc aminte, tot un brand așa foarte, foarte bun, foarte ok, mi-a plăcut produsul, dar uite că nu mai aveam nimic, așa că a fost foarte bună recomandarea voastră, cu un capac de siguranță pentru copii, elimină murdăria și chiar va trebui să-l pun în funcție, cred că fix de astăzi. Și este recomandat pentru mobilier de bucătărie, frigider, hotă, aragaz, cuptor, plite, grătare, rotisoare, vase. Pe vase nu prea mi-au așa și niște grăsime, pentru că în general nu gătesc produse grase, nu gătesc carne grasă și nici cu ulei nu gătesc, nici nu prăjeli nu fac. Așa, obiecte sanitare, gresie și faianță, toate astea fiind din bucătărie, că știți cum e acolo cu aburul, cu una, cu alta, se mai face așa mai urât, cu toate că eu încerc mereu să curăț după fiecare dată de când fac mâncare. Da, zice că trebuie să... Hai să vedem... Se recomandă un test de rezistență pe o suprafață ascunsă, asta ca să nu ne deteriorăm prin casă, prin bucătărie mobilă și așa mai departe. Se pulverizează, se lasă să se acționeze 2-3 minute în funcție de gradul de murdărie și apoi se șterge bine cu o lavetă umedă sau se clătește cu apă din abundență. Foarte, foarte interesant, mi-aduc foarte bine aminte perioada în care eram copil și aveam aragazul ăla, era rusesc, nu știu ce fel de aragaz era și țin minte că avea în casă produsă la Triumph pentru curățat aragazul. Dacă îl știți, îmi vă dați seama exact la ce mă refer. Da, așa că haideți să vedem cum o să fie, o să-l testez pe viitor, da? Mai avem. Cel de-a treilea produs recomandat de voi este crema de mâini cu glicerină și vitamina E. Aceasta de aici, niciodată nu am unde ajuns de multe creme pentru mâini, pentru că le țin mai peste tot. Am cremă de mâini în baie, am cremă de mâini în dormitor aici pe noptiera de lângă pat, am cremă de mâini în geanta cu care merg la serviciu, am efectiv o cremă dintre asta așa micuță pe care o port în ce mă îmbrac eu în ziua respectivă, că e geacă, că e haină de soare, de vânt, de ploaie, de ce-o fi ea, port crema respectivă după mine în buzunar, e un fel de must have așa, aia și cu cheile de la casă și de la mașină. Pentru că sufăr de mâini uscate, mi se usucă mâinile foarte repede, mai ales cu spălatul ăsta excesiv pe mâini și mai ales cu folosirea dezinfectanților, se usucă mâinile într-o veselie. Așadar, avem aici o cremă de mâini cu glicerină, efect imediat de mâini catifelate și, apropo, la comanda trecută mi-am comandat această glicerină citrică. Și să știți că îmi place foarte mult. Eu am mai folosit-o și acum mulți, mulți ani în urmă și știam că este bună, dar acum, uite, am recumpărat-o din nou de la brandul Farmec și îmi place tare mult. O să vedeți cu siguranță în clipul de favorite. Cu o concentrație de 24% glicerină, molecula etalon în evaluarea efectului de hidratare, crema asigură îngrijire intensivă pentru pielea deshidratată și aspră, predispusă la uscarea excesivă, chiar crăpături. Crema este îmbogățită cu vitamina E, antioxidant eficient ce se opune procesului de îmbătrânire a pielii, se aplică în strat subțire și se masează până la absorpția completă în piele. Abia aștept să văd cum va fi și aceasta. Nu o voi desigila pentru că mai aștept un pic până încep să o folosesc, dar... Abia aștept să vină acel moment, așa că mulțumesc și pentru acest produs că mi l-ați recomandat.
Încă o recomandare ar fi tot o cremă pentru mâini, de data aceasta 2 în 1, cremă mâini și unghii cu ulei de argan, protejează împotriva deshidratării. Uite așa arată crema și abia aștept să o folosesc, sper să nu mă înșel, dar parcă știu că sunt o parte din produse care mi-au fost recomandate de doamna Iuliana, fix așa se numește canalul. Este o doamnă foarte drăguță și care face clipulețe de tot felul și dacă nu o știți, n-ați auzit de canalul ei, eu vă invit cu mare drag acolo să vedeți dacă vă place și vouă ce postează, dacă rezonați cu conținutul de pe canalul ei și să o susțineți cu o abonare, pentru că, din punctul meu de vedere, merită. Așa, hai să vedem ce zice crema aceasta. Protejează împotriva deshidratării. Mâinile sunt expuse în permanență la soare, vânt, frig, etc. Mai mult, contactul cu apa și săpunul sau detergenții usucă și irită pielea. Uleiul de argan protejează pielea și unghiile împotriva uscării, deshidratării, exfolierii. Utilizați frecvent pe pielea umedă după fiecare contact cu apa. 100 de mililitri are această cremă, cealaltă cu glicerină are 150 de mililitri, deci avem cantități mărișoare și vă spun, prețurile au fost foarte, foarte accesibile, acceptabile, vă spuneți cum vreți. Valabilă 12 luni de la data deschiderii și abia aștept să încep să o folosesc și pe aceasta. Bun, mai avem aici încă o recomandare și afel aici nu mi-aduc aminte că a fost Roxana Micula sau doamna Iuliana care mi-a comandat această cremă, dar vă aștept în comentarii să-mi spuneți, să mă corectați. Avem așa, Farmec cremă îngrijire călcâie cu bambus, pentru că mă plângeam și mă plâng în continuare de o piele uscată și pe picioare, pe călcâie. Dau cu piatră pons, am mai multe feluri de pietre pons și de dat pe pielea uscată și pe pielea udă și stau cu picioarele la muiat, ca să zic așa. Mă dau și cu creme de picioare și parcă tot nu, sau nu, habar n-am cum ar trebui să arate călcâiele mele la vârsta pe care o am și la efortul pe care îl fac zilnic, faptul că stau foarte mult în picioare, faptul că merg foarte mult, fac minim 10.000 de pași în fiecare zi. Mai de ună zi, adică sâmbătă, am făcut 28.000 de pași de dimineață până seara și evident că acest lucru lasă semne picioarelor, da? Cremă îngrijire călcâie cu bambus îndepărtează pielea îngroșată. Și spune așa, pentru călcâie și tălpi fine, aplicați zilnic această cremă bogată în principii active benefice. Acidul glicolic îndepărtează celulele moarte, keratinizate, în paranteză pielea îngroșată. Vitamina A combate tendința de uscare a pielii și contribuie la epitelizarea rănilor superficiale, în special a crăpăturilor, pentru că mi se mai și crapă, nu doar că sunt uscate, dar dacă nu am grijă și nu țin foarte bine așa controlul, să mă dau în continuu cu cremă ca să fie pielea hidratată, efectiv am avut dăți când mi s-a crăpat efectiv pielea la călcâi până la sânge. Asta e. Glicerina asigură o hidratare de durată, iar extractul de bambus, stai zi, acum am timp să filmez, așa, datorită flavonoidelor pe care le conține, atenuează senzația de picioare obosite. Uite, încă un lucru bun la această cremă. Momentan o folosesc pe aceasta de la e-cooking, care are un efect de răcorire absolut minunat, pentru că are în compoziția sa mentol și eucalipt, după care în partea cealaltă, stați așa să o aduc de acolo, da? Avem crema pentru călcâie reparatoare de la Viorica. Aceasta este o cremă foarte, să avem și focus, o cremă foarte ușoară care intră rapid în piele, e foarte bună de folosit, de exemplu, dimineața, pentru că, na, de exemplu, dacă aveți o cremă de asta care e mai grasă, mai unctoasă, care nu intră foarte repede în piele, e mai bine să vă dați pe picioare seara, ca ea să aibă timp peste noapte să se absoarbă. În schimb, dimineața, dacă trebuie să vă încălțați, să vă luați o sete în picioare sau pur și simplu cu piciorul gol într-o sanda, într-un pantof,
E mai degrabă indicat să aveți o cremă care intră repede în picioare și care nu rămâne grasă, unsuroasă pe picior. Așa că eu pe asta o folosesc dimineața, pe cealaltă de la e-cooking o folosesc seara și mai am încă una în baie, pentru că la fel ca și în cazul cremelor de mâini, am creme pentru picioare mai peste tot. Așadar, mulțumesc și pentru această recomandare, abia aștept să vedem rezultatul. Am comandat din gama Gerovital Sun un spray de protecție solară cu SPF 30. Și să facem o cruce mare, să avem și noi în vara asta zile de stat la soare, zile în care putem să stăm să ne bronzăm. Dar, mă rog, e bună de folosit așa și când ieși la soare, să te duci la muncă sau la o plimbare, nu neapărat de stat la plajă. Hai să vedem, loțiune, protecție solară, protejează împotriva efectelor nedorite ale soarelui. Dacă nu mă înșel, asta e gama de anul trecut de la Gerovital. Nu stau să vă mai citesc acum toată eticheta, nu vă dați seama. Scrie că e valabil 12 luni de la data deschiderii, este cu pulverizator, va fi foarte ușor de folosit atât pentru noi cât și pentru copii. Nu uitați să vă dați copiii fiecare dimineață cu cremă solară atunci când îi trimiteți la școală, la grădiniță, în special dacă știți că ei ies afară, că a mei stau o groază din timpul în care sunt plecați, stau afară, cel puțin rare și la grădiniță stau foarte mult, mult afară, merg în plimbări, mai ales că acum s-a făcut bine, e senin azi, chiar azi e senin, e frumos, e soare, e cald, ieri s-a stat în tricou și astăzi la fel. E foarte important să dați copiii cu cremă solară de acasă, cei de la grădiniță au mereu grijă și dau și ei în cazul în care trebuie. Bineînțeles, când o să se facă mai cald și mai vară și soarele o să fie foarte puternic, nu vor sta copiii afară să-i înăucească soarele. Au inclusiv niște chestii pe acolo care le indică care ar fi gradul ăla de UV și când începe să fie foarte ridicat, copiii stau înăuntru, dar ca idee, să știți, da? Nu lăsați copiii în soare fără protecție solară. Așa că, uite, din același motiv am mai cumpărat și eu încă un produs. Mai am și ceva de anul trecut rămas așa cumpărat târziu când s-a trezit să mai aibă vara un zvâc undeva prin toamnă, care și crema respectivă încă este valabilă. Mai am și crema mea mare de la Altruist ce poate fi folosită și pe corp, dar a zis să avem suficient în casă. Da? Și pentru că nu am testat nimic până acum de la Gerovital, am zis să o facem acum. Și am comandat inclusiv un produs din gama nouă de anul acesta de la Gerovital Sun, cremă cu protecție solară SPF 50. Asta drept pentru zilele în care o să fie chiar soarele foarte puternic sau pentru zile în care chiar o să mergem la mare. Pentru că o să mergem în vara asta și la mare, la plajă și acolo știți că e mult mai accentuat soarele. Prin prisma luciului apei, nisipul care reflectă soarele, primește soare din toate părțile înzecit, da? Protecție ridicată, previne îmbătrânirea prematură a pielii, este un produs rezistent la apă, ce vă spuneam, mers la plajă bălăcit, mai ales când vine vorba de copii. Și mai are și un activator al bronzării naturale, ia auzea, testat dermatologic. Da, 100 de mililitri, o cantitate suficient, na, trebuie să aplicați și o cantitate suficientă de produs, da? Atunci când stați la soare, dacă nu aplicați cantitatea suficientă, e un fel de cam degeaba v-ați mai dat, da? Așadar, un produs din gama nouă Gerovital Sun și am mai comandat aici încă un produs mic și am primit și ceva mostre, pentru că la orice comandă la farmec, primiți și mostre. Eu am comandat aici farmec ultra rezistent, un lac pentru unghii, care la fel a fost recomandat de voi și multe mi-ați spus că e un produs foarte bun și că rezistă foarte bine pe unghii. Eu nu știu dacă v-ați dat seama, dar am unghii cu gel acum de vreo aproape 3 săptămâni, da? Și îmi plac foarte mult, rezistă foarte bine. Iar această ojă, acest lac de unghiuri, voi folosi pe unghiuțele de la picioare, pentru că de acum ne dăm și la sândăluță și trebuie să avem și o ojă care să reziste ceva mai bine
față de oja, mă rog, să zicem că atunci când e sezonul mai rece, nu pot să spun că mă dau mereu cu oja pe unghiile de la picioare, dar și dacă o fac, rezistă ceva mai bine, zic eu, atunci decât vara, pentru că na, vara poți mai, te mai atingi la picior, mai se mai ciobesc, se mai, nu știu, soarele, habar n-am. Și chiar sunt curioasă cât de bine o să reziste oja aceasta, iar mostrele pe care le-am primit sunt după cum urmează. Asla Vital Mineral Activ, cremă hidratantă antipoluare pentru tenul sensibil. Gerovital H3 Classic, cremă lift restructurantă, chiar din gama 35+. Și Gerovital H3 Evolution, cel ser concentrat cu acid hialuronic. Pe acesta l-am avut acum vreo 2 ani în cantitate de full size și între timp l-am mai folosit și în cantități așa mai mici. Și un produs care îmi place. Așadar, acesta a fost clipul meu de astăzi. Vă aștept în comentarii să îmi spuneți ce părere aveți despre produsele pe care le-am cumpărat și ce părere aveți că am cumpărat produse la recomandarea voastră. Și poate aveți și alte recomandări pe lângă ce am cumpărat eu aici, cine știe, poate mă inspirați și pentru comenzile viitoare. Și ce să vă zic, da, noi ne revedem la un nou clip, tot aici la mine pe canal. Până atunci vă pup și aveți mare, mare grijă de voi. Pa!